secol 21, de fiecare dată când a jucat final, a câștigat. Este gata echipa Zimbru să continue această tradiție? Să schimbați secolul și noi nu știm? Deci dacă este o tradiție, atunci evident că trebuie să continuăm tradiția. Trebuie să avem o continuitate în tot procesul de muncă care l-am implementat anul acesta și evident că o să fie o bucurie foarte mare pentru noi, cât și pentru fotbaliști, câștigarea cupei. Este un, fără doar și poate, este un meci pentru noi, este totul, pentru Melsami deja este participant în cupele europene prin prisma campionatului și acest lucru cred că ne motivează, sau jucătorii noștri motivează și mai mult pentru a demonstra lumii fotbalistice și nu doar, sau societății întregi, că Zimbru își merită locul în cupele europene, indiferent de rezultatul de anul trecut în campionatul Republicii Moldova la fotbal. Da, ai menționat foarte bine Vladimir, antrenorul principal al echipei Zimbru, Vladimir Aga. Un meci cu o miză mare pentru Zimbru. Cum este pregătită echipa să înfrunte și să obțină trofeul în acest meci important? Da, bună ziua. Deci atragem atenție la orice detaliu mic va face diferența. Deci încă ne pregătim, suntem în proces, mai analizăm. Știm orice detaliu mic ceea ce ține de Melsami, cu atât mai mult că am întâlnit echipa etapa trecută în campionat. Jucătorii sunt apti, slavă Domnului, sunt sănătoși, da, și sunt convins că vor da tot ce au mai bun și chiar mai mult. Mulțumesc! În fine, oferim cuvântul capitanului echipei Zimbru, Ion Jordan, un jucător care este obișnuit cu trofeul Cupei Moldovei, l-a câștigat deja de două ori. Ioane, mai faci o tentativă de a-ți îmbogăți palmaresul și al clubului pe care îl reprezinți? Desigur, așa o șansă, 90 minute să câștigi un trofeu. Este cel mai important meci din an. Meciuri mai importante în campionatele interne nu există. Maxim ce poate fi meciul de aur. Pentru noi este singura șansă de a accede în preliminarele cupii Europa League. Singura șansă de a salva sau de a repara sezonul catastrofal de anul trecut. Ne dorim foarte mult acest trofeu, din toate punctele de vedere. Presiunea, în mare parte, este pentru noi, cum a spus și domnul director. Melsami are mai o presiune mai mică. Ne dorim foarte mult să câștigăm și vă facem maxim. Mulțumim, iar acum de ce? Nu știu, pentru că nu accedem la cupele europene. Deci, în primul rând, Zimbru nu este acel club care, sau cum se vehiculează prin piața fotbalistică, dacă putem numi așa, că dacă nu participă în cupele europene, se retrage din campionat. Deci, mai mult ca atât, Zimbru a pus o strategie foarte bine pusă la punct privind formarea tinerilor fotbaliști. Și acum vrem să facem și o paranteză, sau vreau să fac o paranteză din punctul ăsta de vedere, că noi nu ne permitem să ne luptăm la campion atâta timp cât vrem să formăm fotbaliști, sau în dependență de scopul care ți-l pui. Respectiv, nu ne permitem, poate să și se întâmple. Evident că întotdeauna punem accent pe cele trei puncte. Dar scopul nostru este de a forma fotbaliști pentru a vinde acești fotbaliști și pentru a întreține clubul. Nu ne ascundem absolut deloc de scopul nostru care este. Scopul nostru este ca an de an să scoatem pe piața internațională fotbalistică mai mulți fotbaliști din cadrul sau discipulii a clubului Zimbru. Din acest considerent am și adus, cum am spus la început de sezon, caractere de fotbaliști, caractere care în primul rând pot da un exemplu de viață tinerilor și nu putem numi că sezonul ratat este pierderea finale. Sezonul ratat este cel de anul trecut, când ne-am clasat pe locul 8, acest punct de vedere sau imaginea clubului Zimbru, indiferent care ar fi lotul acesteia, nici într-un caz nu poate să se claseze pe locul 8. Zimbru este an de an acea echipă care trebuie să bată la cupele europene, indiferent de scopul intern al clubului, adică formăm fotbaliști sau punem accent pe stranieri. Oricum, dacă nu vedem eu, asta înseamnă pierderea
Dar dumneavoastră cunoașteți care e bugetul clubului Zimbru? Nu știu, așa o informație. Informația dumneavoastră este absolut eronată, vă garantez, din ce considerent, fiindcă clubul Zimbru, dacă ies în presă anumiți reprezentanți a cluburilor de fotbal din Republica Moldova, excepție făcând clubul Șerif, care nu au nimic din punct de vedere infrastructural propriu și sunt ajutați de către persoane terțe, vorbim primării sau alt gen de, și nu achită nicio arendă, atunci vă aduc la cunoștință că clubul Zimbru are o infrastructură foarte mare, care oficial achită cel puțin 250.000 serviciile comunale lunar. Nu este nimic de ascuns, dacă dumneavoastră vreți transparență. Respectiv, bugetul clubului Zimbru nu putem vorbi că este un buget de 400.000 de euro anual. Nici într-un caz. Bine, și eu am numărat cu domnul Aga, în caz de pierdere. Eu încerc să zic că sunt foarte pesimistă, de fapt, din acest punct de vedere. Planul B. Dumneavoastră, întotdeauna vă gândiți la planul B, dar la noi realizabil este doar planul A, adică câștigăm. Da. Ar trebui? Încerc scuze, dumneavoastră sunteți la TV8? Da. Da, văd că domnul Sandu vă trimite cu întrebări bine pus la punct. Da, să răspund și eu, deci... Este un moment aici. Păcat că vedeți paharul gol, da, pe jumate gol. Noi nici într-un caz nu o vedem, deci nu ne-am gândit la așa ceva. Deci, cum spuneți voi, planul B. Noi ieșim doar cu speranța și încrederea de a învinge și sperăm că până la urmă cupa o ținem aici la Chișinău. De cum a spus dumneavoastră, nu ne-am gândit la așa ceva și rămâne să vedem după meciul de mâine. Deci într-un caz nu vedem paharul gol. Asta ne dă mai multă speranță și încredere. Aș face o remarcă la cele spuse sau cele întrebate dumneavoastră. În primul rând, clubul Zimbru, din fericire, are un patron care susține financiar. Acesta este domnul Ciornă. Dumneavoastră ați văzut că sunt ani când clubul Zimbru nu a participat în cupele europene. Dacă, ok, cred că nu sunteți mari amatoare a fotbalului, dar vă informez eu. Și respectiv, neparticipând în cupele europene, niciodată clubul Zimbru n-a intrat în faliment sau s-a retras din campionatul Republicii Moldova la fotbal. Problema este, sau... Problema aceasta trebuie să o punem altfel. Din ce considerent? Fiindcă, în primul rând, câștigarea unui titlu cu tinerii fotbaliști, care inclusiv împotriva lui Milsami, când am jucat acum în campionat, au participat 4 cu anul nașterii 98 pe teren, titular de bază, o să aducă o motivație și mai mare pentru acești copii, pentru a crește mai mult și, respectiv, pentru a se manifesta pe piața fotbalistică europeană. Aceasta este chestia care foarte mult pe noi ne motivează pe noi, conducerea, administrația, staful tehnic și inclusiv pe acești fotbaliști care, din nou, s-a menționat, Ion Jordan are deja 2 titluri câștigate, are afaceri, nu-i problemă, stă bine, mersi. Problema este pentru acei tineri care vrem să-i motivăm, vrem să-i arătăm pe piața europeană ca un produs finit foarte, foarte bun. Ceea ce de altfel și există. Nu s-au manifestat până acum sau nu au ieșit pe piața internațională. Bine, ei au și experiența de anul trecut în Champions League, Youth Champions League, când au participat în Liga Campionilor pentru tineret. Dar acest lucru o să-i motiveze și mai mult pentru a crește fotbalistic. Domnul Aga, vă fie mult schimbări în primul mult și cooperați cu legi cu Sanii de campionat? Nu, cu siguranță nu, dar ne mai gândim încă lotul nu e decis. Vedem astăzi, mai avem un antrenament pre-meci. Decidem astăzi lotul definitiv. Cert de faptul că Stareș nu va fi titular. De ce? Întrebare pentru Ion. Crezi că în acele partide este favorită și dacă vedem copilul vă văd partid? Oficial noi suntem oaspeți la meciul de mâine. Și din câte am observat pe site-urile de socializare și ce se vorbește prin lumea fotbalistică, Milsami a procurat un număr foarte mare de bilete la meci pentru a oferi gratuit fanilor sau persoanelor din Orhei. Ne favorizează gazonul care noi jucăm meci de meci pe el și sperăm ca un contraargument sau să fie publicul din Chișinău care să vină într-un număr foarte mare, să simțim
susținerea lor, nu doar a fanilor care vin la meci de meci, dar în întregul stadion. Pentru că jucăm acasă, jucăm în Chișinău, jucăm pe teren propriu și chiar avem nevoie de susținerea a întregului stadion. Ion, care sunt punctele stat de la Lăsani? Puncte slabe, mai puțin aș evidenția, aș scoate în evidență punctele puternice, au jucători de experiență, practic, pe fiecare poziție. Sunt jucători de experiență care au meciuri la selecționat, au zeci de meciuri în campionatul inter. Asta ar fi, cred că, cel mai bun atu al lor, experiența pe care o au în detrimentul nostru ce ține de experiență. Întrebare cu domnul Ana. Ați avut un meci dramatic în semifinală. Cred că ați exersat mai mult voitorii de la 11 metri. Mai mult, să spunem mult, nu mult. Am exersat, nu așa mult. Slavă Domnului, fortuna a fost de partea noastră. După cum ați văzut, am început dramatic. Dar, până la urmă, a fost așa soarta să trecem în finală și sper că nu în zadar am ajuns în finală. Ce finală tot se poate să te minimicezi? Asta e. Asta e fotbol, e și normal. Dar suntem pregătiți de orice și ne pregătim încă. Матчи чемпионата сменится сами проблемы на выборе вашего центрального защитника Голова Гринкачева. Она останется такой же в финальном матче Кубка или будет изменения? Это мне, да? Наверняка будет изменение. Ну, вы завтра увидите. Форма рапортова и Евгений Сенли. Форма президента Мавсанки, на самом деле, перекрывающий Кубку. У нас шансы, если папа ветер, asta e și situația din clasament și rotul jucătorilor, rotul echipei. Noastră puneți cu șansa a doua. Cu ce contra-argumente o să veniți ca să demonstrați că aveți prima șansă și o să câștigați? Sincer să vă spun, nu cred în rapoarte. Nu cred în ceea ce se scrie sau se spune. Fotbal se joacă doar pe teren. Ați văzut-o foarte bine. Toate celelalte sunt doar vorbe. Noi avem mici detalii, am analizat meciul echipei adverse și avem detalii mici la care lucrăm și vom lucra și astăzi, inclusiv unde vom încerca să batem în acele locuri unde au ei probleme. Fiecare, e diferent de echipă, cât de puternic n-ar fi sau în ce loc nu s-ar plasa în clasament, în campionat, evident sunt și puncte slabe. Deci, noi încă analizăm echipa, deci facem o strategie foarte bine să ne pregătim pentru finala de mâine. Da, medalile și cupa. Și atât. Да, мы мерем, мы ментинем приготовить физика. И на, ну, и не есть антратык, где компликация сали 40 сантиметры. Кратко, мы не будем обяды провокер мулт май дефициды, что мулт май грели ты депошит. Un apel, vreau să fac un apel pentru toți suporterii a fotbalului moldovenesc, nu doar a Zimbrului, să se prezinte mâine la meci, să vină să încurajeze echipa care o doresc ei, indiferent fiind Milsami sau Zimbru. Și mai mult ca atât vreau să accentuez că mâine se așteaptă o coreografie din partea fanilor sectorului Zimbru, una care n-a mai existat până acum în istoria fotbalului moldovenesc. Deci chiar așteptăm toți fanii prezenți la meci, că o să fie un spectacol adevărat, inclusiv sau datorită Federației Moldovenești de Fotbal, privind festivitățile care sunt preconizate
până la început de meci și după meci, de altfel fiind întotdeauna de la un rang foarte, foarte înalt. De asta noi vă așteptăm și sperăm ca cei mai buni să câștige, evident, Zimbru.